Canicula revine în forță în țara noastră. Astăzi se anunță maxime de 39 de grade în sudul țării, iar aerul devine irespirabil. În această dimineață au intrat în vigoare două coduri de avertizări meteo pentru temperaturi ridicate. Un cod galben, care acoperă mare parte din țară, și unul portocaliu în zona de sud a României. Ambele sunt valabile până mâine dimineață și aduc disconfort termic accentuat. Capitala și alte 7 județe se află pe parcursul zilei sub incidența codului portocaliu. De mâine valul de caniculă se mută în partea de sud-est a țării și ajunge și pe litoral. Cei care își doresc distracție și bălăceală fără să scoată din buzunar o avere au locul potrivit pentru asta, lacul Amara, o apă numai bună pentru relaxarea estivală. Lângă apă s-a amenajat o plajă în care s-a investit o avere, dar aparent asta nu mulțumește pe nimeni. Turiștii susțin că miza din zonă a rămas la fel ca pe vremuri, în ciuda investiției actualizate la inflație. Bine ați venit la Amara! Bine mai v-am găsit! Mai frumos ca în toată țara! Eu venit la Amara să vă învățați cu nămolul! Cu pământul! Așa nașul! Invită-i mă pe aici, acolo, la Amara! Așa arată plaja de 10 milioane de lei din Câmpia Bărăganului. 10 de umbrele din paie amplasate pe pământ sau pietriș, un grup sanitar, câteva dușuri, alei din lemn și un ponton pe unde turiștii pot intra în lacul Amara. Mai departe, fiecare își îndulcește experiența cum poate, cu șezlonguri aduse de acasă, prosoape, cearșafuri și colaci în formă de unicorni. Gata, domnule, stăm aici? Ce să faci? Turiștii din timpul săptămânii ne spun că seara, mai ales, și în weekenduri se simte freamătul estival. În zilele de lucru, aici vin mai ales familii cu copii mici și bunici, pregătiți pentru o zi întreagă de stat la soare și baie. Iar apa lacului e tocmai potrivită. Caldă bună, e mai caldă decât la mare. Plaja nu este pentru cei pretențioși, dar cei care vin aici îi redescoperă farmecul de odinioară. Acum e foarte frumos și curată și e culoarea turcoază, dar nu e verde, așa e verde, verde de câmpie. E turcoazul de Amara. Venit acum de foarte mulți ani, era niște bețe puse de noi din pădure și era vai de mama noastră. Pe turcoază așa, da. Îi luăm că ne mai înțeapă pietrișul la acolo, dar ne e bine, ne-am învățat. Aflat la jumătatea drumului dintre București și Mare, lacul Amara ascunde comori pentru vizitatori. Apa terapeutică naturală cu gustul specific amar și nămolul sapropelic, cel care a devenit un adevărat brand național. Cu el se acoperă turiștii din cap până în picioare. Unde mai pui că nici bălăceala, nici tratamentul nu costă. Trebuie doar să fii atent la gropile din lac. Mi-e frică să mă aduc încolo. De ce? Nu știu, mai sunt gropi, mai sunt lași, mi-e frică. Dar e și rece. Mai aveți nămol pe spate, să știți. Da, știu. Mai stau și mă mai încălzi și mă bag iar. Ferească Dumnezeu de bărbatul care nu ascultă de femeie. Soția a spus, hai la Amara. Ați mai fost aici în alți ani? Am mai fost. Pe timpul lui Ceaușescu. De atunci... Anul trecut am fost, numai că era în renovare atunci. Acum am venit la Amara pentru că noi suntem pensionari. Noi n-am dat niciun ban. Numai dacă consumăm, probabil, dar noi am venit cu apa de acasă, cu un sandwich de acasă. Și am venit împreună. În ultimii 2 ani, Amara a investit în plajele publice ale stațiunii peste 25 de milioane de lei. A auzit cum bate ceasul și a simțit chemarea. Este vorba despre un tânăr care, după 2 decenii de muncă într-o multinațională, a lăsat totul în urmă și și-a pus speranțele într-un business unde nimeni nu-i dădea nicio șansă. Pasiunea pentru istorie și tehnologie l-a făcut să ajungă unul dintre cei mai buni restauratori de orologii de turn din România. Deci asta e un ceas cu impulsuri la fiecare 30 de secunde. Pendulul ăsta care e liber, are aici o pârghie, îi dă, declanșează ciocănelul ăsta, eliberează tot sistemul și din inerția greutății, deci în momentul ăsta e deja armat. El este Dragoș Poponea, un tânăr ambițios care a riscat totul și a investit timp și bani într-o afacere de care nu a auzit nimeni. Deși avea o pasiune pentru ceasurile cu pendul, o vizită într-un turn cu ceas vechi de peste un secol i-a aprins dorința de a aprofunda domeniul. Acum are contracte cu toate primăriile din țară unde există un turn cu orologiu. Am descoperit
mecanismul ceasului și am fost destul de fascinat de partea mecanică, fiind inginer mecanic de profesie. Și de acolo a pornit, s-a aprins flama, ca să zic așa, eu aveam deja pasiunea asta pentru ceasurile de perete. În urmă cu 10 ani, tânărul a primit oportunitatea care i-a schimbat viața. O cunoștință i-a dat ocazia să meșterească ceasul unei biserici care nu mai funcționa de ani buni. Pentru Dragoș a fost floare la ureche. L-am demontat complet, l-am curățat, am remediat piesele defecte împreună și l-am remontat și l-am pus în funcțiune. Toată lumea fericită la vremea respectivă, ceasul mai funcționa de zeci de ani. Acum este în continuare funcțional, așa a început totul. L-am întâlnit la turnul sfatului din Sibiu, acolo unde este în plin proces de restaurare al ceasului. În plus, atunci când sunt vizitatori, Dragoș le explică secretele din spatele mecanismelor. Sunt centrat pentru ore și minute care... Păi ăsta transmite mișcarea aici, în spate mai e un sistem. Mai e un sistem. Deci mai sunt patru rozi înțate care fac conversia, dar deci dacă era decât aici, singura... Aici, practic, ăsta sunt numai minutele. Asta e ora. Da. Și el acolo face conversia, că altfel va fi afișat numai ora. Făcut la vremea aia e ceva deosebit. Mi se pare foarte ingenios. Foarte ingenios. Adică având în vedere când a fost făcut... Chiar dacă nimeni nu a crezut în afacere, Dragoș nu s-a lăsat păgubaș. A renunțat la cei 20 de ani de muncă de la o multinațională și a ajuns să-și câștige traiul restaurând ceasurile uriașe. Acum este așteptat la Castelul Peleș pentru a repara mecanismul orologiului din turn. O siluetă frumoasă se întreține cu efort, o simte pe pielea ei și frumoasa artistă Claudia Ghițulescu, care își dorește să aibă o formă fizică bună. Pentru că a ajuns la concluzia că se mobilizează greu dacă este nevoită să lucreze singură în sala de antrenamente, solista a decis să apeleze la un antrenor personal. Cum arată o ședință de antrenament pentru Claudia, vedem chiar acum. Încep să poți merge în cer. Așa. Efectiv, faci un cer, da. Ia de coci. Deci așa. Așa. Și hai. Când nu reușești singură, apelezi la specialist. După această zicală s-a ghidat și Claudia Ghițulescu când a apelat la serviciile antrenorului personal. Sub îndrumarea tânărului, mai obligat, mai forțat, Claudia reușește să se mobilizeze. E o chinuială, să zicem așa, benefică pentru mine, pentru că eu până acum făceam sală, așa cum ți-a spus și el, veneam și făceam bandă, făceam bicicletă, stepper, adică chestii foarte ușoare. Dar încercam și la aparate, doar că nu le făceam corect. Ce că cu doi. Ia, oh. Păi ce fac, mă, cu asta? Mă fac de râs cu ea. Te faci de râs dacă le faci corect. Hai. Fiecare detaliu contează, trebuie să fim atenți, să executăm mișcarea cât mai corect ca să prevenim accidentările, durerile articulare. De asta vă și recomand, dacă sunteți începători, să vă luați un antrenor. Să nu credeți însă că motivația artistei vine bătând din palme, doar că acum are în anturajul ei un trainer care își ia rolul foarte în serios. Am fost plecată câteva zile din București și m-a întrebat, dar unde ești? La sală când vii? E foarte important și atunci când îl aud sau când văd că mi-a scris mesaj, plec la sală, unde sunt, mă duc, fac mișcare. Zic, Doamne, dar adică lui pasă și mie nu. Pentru Claudia, forma fizică este foarte importantă. La 45 de ani, artista nu își arată deloc vârsta, iar asta și datorită stilului de viață organizat pe care l-a cultivat în permanență. Mai mergeam în parc, alergam, mi-e place foarte tare să fac mișcare, știi? Și atunci eu nu vreau să fac mușchi. Deci i-am și spus, nu vreau să lucrez cu greutăți, de-aia mi-a dus și greutăți, nu vreau mușchi, vreau să am o stare de bine. Antrenamente cu greutăți face de 3 ori pe săptămână. De 3 ori pentru un începător este mai mult decât suficient. Însă chiar și când își găsește motivația pentru mișcare și se mobilizează mai bine ca niciodată, artista recunoaște că tot mai are o provocare uriașă în viața ei, pe care o gestionează cu greu. Este extrem de pofticioasă. Cel mai bine pentru mine este să stau acasă, să mănânc ce am eu în frigider, pentru că mereu îmi iau acasă lucruri foarte... care mă ajută pe mine, adică nu mi-au o mai apuplată, mi-au mâncare, nu mai fructe, nu mai... și fac eu dacă vreau o supă foarte, dacă vreau o pastă,
mă rog, mi le fac eu acasă. Dar ce să fac când ies în oraș sau când mă duc la petreceri? Nu mă pot abține. În această perioadă, când pe plan profesional este foarte aglomerată, Claudia vede în antrenamentele de la sală o oază de relaxare și este încântată să se bucure de puțină odihnă, fie ea chiar și activă. Dublu medaliat olimpic, înotătorul David Popovici se întoarce astăzi acasă. Sportivul care ne-a adus aurul și bronzul la probele de 200 și 100 de metri liber revine în țară. Aeronava sosește cu David, va ateriza în această după-amiază pe aeroportul Henri Coandă, iar campionul nostru va fi primit la salonul oficial. La aeroport se află și colega mea, Iasmina Ardelean. Bun găsit, Iasmina, te ascultă. Bun găsit, în această după-amiază sosește aici, pe aeroportul Henri Coandă, dublul medaliat olimpic David Popovici, ieșanteat participarea la Jocurile Olimpice de la Paris cu două medalii, una de aur și una de bronz. Tot aici, sportivul așteptat de toată lumea va susține și o conferință de presă la salonul oficial. A visat la acest moment de când era copil, iar acum, după efortul depus, este mult mai liniștit, după cum a declarat chiar el aseară. David Popovici a anunțat că urmează să plece într-o vacanță, într-un loc cald, în care doar să se relaxeze. Mai sunt și alți sportivi care au adus medalii pentru România. Ieri, Andrei Cornea și Marian Enache au cucerit aurul la dublu vâsle masculin, în timp ce Simona Radi și Ancuța Bodnar au obținut argintul. Tot astăzi, alți sportivi români concurează în trei finale la canotaj. Deocamdată, acestea au fost informațiile. La revedere! Extensiile de păr care se aplică astfel încât să nu se vadă reprezintă cel mai nou trend în domeniul frumuseții. Femeile care își doresc un păr mai lung și bogat apelează la acest truc pe care îl știu puțin specialiști. Am mers și noi la un salon din Cluj și iată ce am aflat. Roxana este specializată în aplicarea extensiilor de păr. În prezent lucrează cu 12 tipuri de tehnici, iar cea mai nouă este cea cu extensii invizibile din păr rusesc. Acestea oferă un efect spectaculos, fără să se observe lipiciul sau agrafele cu care sunt prinse în păr. Ceea ce face o diferență mare față de tapingul normal, ele având fire de păr implantate de sus, după cum puteți să vedeți. Restul le-au implantate de jos. Și asta le face invizibile și foarte, foarte recomandate pentru părul subțire. Pentru a fi mereu la curent cu noile tehnici și tendințe, tânăra participă mereu la cursuri de perfecționare. Încă de la început a învățat de la cei mai buni specialiști din întreaga lume. Prima dată am început în România, cursul de bază. Apoi a urmat cursuri în America, în Miami chiar. Acolo am fost personal. Urmând în Dubai, în Australia, cursurile au fost online. Tânăra a lucrat inițial ca stewardeză în Arabia Saudită, până a decis că vrea să-și schimbe meseria și s-a reprofilat pe extensiile de păr. Inițial a început acolo, dar apoi s-a întors acasă, în România. Mi-e așa greuț, mi-a fost foarte greu să mă acomodez înapoi în România. Româncele noastre sunt și mai pretențioase. E mai greu cu blondurile, cu culorile deschise, clar, e mult mai greu decât în Arabia, care na, majoritatea șatene sau brunete. Acum, în salonul ei din Cluj-Napoca, am găsit-o pe artista Adina Popovici-Sicoie, care a venit pentru extensii. Sunt la a doua aplicare, îmi plac foarte mult. Roxy este o profesionistă. De când am descoperit-o, am fost atât de încântată de extensii, pentru că mă aranjez foarte, foarte ușor la evenimente. Părul lung arată bine și întins, arată bine și cu bucle, oricum îl aranjez, arată bine. Necesită atenție, clar. Dar nu e foarte dificil să le întreții. În ideea în care ai nevoie de hidratare, în primul rând, trebuie să ținem cont că toate extensiile sunt un păr mort, sunt un păr tăiat până la urmă, nu mai are proteină în el. Noi avem nevoie să îi dăm cumva de mâncare. Deci clar avem nevoie de hidratare. Odată aplicate, extensiile invizibile rezistă până la 5-6 săptămâni, în funcție de ritmul de creștere al părului pe care sunt aplicate. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133. Sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Eu sunt Cristina Dorobanțu, vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi frumoasă. La revedere!